Bună seara! Aș vrea să plec astăzi de la un eveniment din mass media. Vreau de la început să fac o distinție între un eveniment din mass media și un eveniment real. Pentru că noi trăim în epoca reciclării electronice a realității, în care imaginea fără substanță se substituie substanței. Și este în acest timp nevoie de o întoarcere la un principiu al filozofilor greci sau lui Descartes, dacă vreți, sau lui Kant, anume acela că realitatea nu este definită prin simțuri, ci prin rațiune, prin logică. Deci trebuie să găsim substanța ontologică pe bază logică, nu pe bază a ceea ce vedem, pe bază empirică. Ceea ce se vede înșeală, ceea ce este logic este adevărat. Și când vedem fenomene sociale în jurul nostru, în media, când vedem la televizor, computer, ce vreți dumneavoastră, este foarte important să le abordăm din punct de vedere istoric, să înțelegem istoria care a dus la evenimentul respectiv și să înțelegem, să avem o teorie socială, o filozofie politică, care, dacă vreți, o teologie politică, care să ne ajute să definim esența fenomenului respectiv. Mă refer la ceea ce s-a întâmplat de curând în Statele Unite, în Missouri. O furtună mare cu apă. De fapt, aș vrea să spun este ceva banal. Nu e nimic extraordinar, un polițist a băgat 6 gloanțe într-un negru. Nimic deosebit în privința aceasta. E trist, dar e adevărat. Nimic deosebit. În sensul că nu e prima oară când un negru și-o caută și-o găsește și nu este prima oară când un polițist în Statele Unite face exces de forță. Și aici sunt foarte, foarte multe probleme de discutat. Dar, în general, media a fost dominată de două narrative. Folosesc cuvântul narativ, nu știu dacă e corect în românește, narativ. Mă rog, dar aceasta este abordarea postmodernă a realității. Nu discursul logic, ci narațiunea. Asta se face în teologie, se face în politică, peste tot. Deci, această medie postmodernă are două narațiuni care se contrazic una pe alta. O narațiune este aceea că evenimentul de la Ferguson este doar vârful, mă rog, ghețarului, care arată că există un privilegiu alb, un white privilege în America. Există o oprimare a minorităților, mai ales a negrilor, de către albi. Și ceea ce s-a întâmplat la Ferguson nu este altceva decât persecutarea negrilor de către albi. Deci este un conflict de două rase. Aici nu e vorba de poliție, nu e vorba de guvern, nu este vorba de faptul că respectivul era un borfaș și așa mai, și realmente și-a căutat-o. Deci toate acestea sunt lăsate la o parte. E vorba aici despre un conflict cosmic între două rase, rasa albă și rasa neagră. Acum 400 de ani, rasa albă a cucerit lumea, a început a stabili colonialismul, a început să jefuiască toată lumea, i-a făcut pe negri sclavi, i-a dus în America, le-a luat toate drepturile și privilegiile și acum persecută minoritatea neagră și faptul că un polițist alb împușcă un negru este o dovadă de rasism. Repet, sunt câteva probleme reale, printre altele este protocolul poliției. De când Ronald Reagan a declanșat războiul împotriva drogurilor cu scopul de a împinge americani încet încet spre stat polițienesc, a declanșat războiul împotriva drogurilor cu asentimentul majorității morale, care bineînțeles că vreau războiul împotriva drogurilor, și după 11 septembrie, iarăși, în contextul războiului împotriva terorii. Mai este și un alt aspect, că un polițist preferă să te omoare decât să te rănească, ca să nu-l dai în judecată. Au fost multe cazuri, destule cazuri în America, îngrijitor de multe cazuri, de oameni înarmați împușcați de poliție, albi și negri. Bineînțeles că mai mult negri decât albi, pentru că cei mai mulți dintre cei împușcați de poliție, totuși, cu excepțiile, există excepții, dar cei mai mulți sunt totuși oameni care și-o caută și-o găsesc. Însă toate acestea nu sunt luate în discuție. Primul narativ este acela al rasismului alb împotriva negrilor. Și că chiar și fenomenul de crimă în cultura negrilor se datorează, de fapt, faptului că sunt exploatați și oprimați economic și social. Așa cum toate problemele din Orientul Mijlociu sau din Africa se datorează colonialismului. Aceasta este o narațiune. Cealaltă narațiune este cea a conservatorilor.
Violența poliției este necesară, pentru că negri, minoritățile în general, sunt scăpate de sub control. În spatele acestei narațiuni este un subtext, anume că clasa WASP, White Anglo-Saxon Protestant, dacă vreți citirea sarcastică a acronimului, Wealthy, Alienated, Segregated, Protected. Deci este vorba despre albi anglosaxoni, nu despre albi în general. Vreau să atrag atenția fraților mei imigranți din America, că noi nu suntem WASP, noi suntem pigs, pigs, porci, pig, da? De ce? Polish, Italian, German, acronimul pentru imigrația venită din Europa Centrală și la care se adaugă apoi imigrația din Estul Europei. În general, noi nu suntem considerați alpi pe deplin decât după două sau trei generații, după modelul biblic. Trebuie să treacă două sau trei generații ca amonitul să poată intra în templu după ce a devenit prozelit. Așadar, există subtextul că, din punct de vedere genetic și cultural, rasa, deci nu este o rasă, anglosaxonă protestantă, este superioară. Și că opusul acestei rase superioare sunt negri, populația africană, care trebuie ținută în frâu, pentru că altfel te atacă pe stradă și te omoară. Ceea ce gândești cei mai mulți dintre albi în subconștient, dar nu spun pentru că nu vor să fie incorrect politic, este că din punct de vedere genetic negri sunt mai predispuși la crimă. Și acest este adevăratul motiv și singurul motiv al culturii de crimă și violență din ghetorile de negri. Și li s-au dat destui bani, apoi albii săraci de clasă muncitoare observă că negrii au privilegii pe care nu le au, în sensul că sunt o minoritate și primesc mai mulți bani de la guvern, pe când un muncitor, săracul de el, trebuie să muncească și dacă își pierde jobul, nu mai are cu ce să-și plătească bilurile medicale și poate să ajungă pe stradă, pe când un negru primește bani de la guvern. Trebuie că acest alb, în naivitatea lui, fiind mai ales un creștin, bun baptist probabil, va vota totdeauna pe conservatori, deși aceștia sunt cei care îi neagă dreptul la un concediu medical și la o asigurare medicală gratuită și la, mă rog, o asigurare socială în cazul că își pierde, munca și nu-i spune că, de fapt, epoca industrială a trecut și orice ar face el, nu poate decât să găsească un serviciu la McDonald's sau la un Family Dollar, undeva unde se plătește foarte, foarte puțin și e într-o situație fără ieșire. Dar toate acestea, lăsând la o parte, cele două narrative care domină media americană sunt cele care le-am amintit. Și ieri m-am distrat, stăteam în mașină, ajutam pe soția mea să iasă de la cumpărături și apăsam pe buton, treceam de la frecvență pe unde lungi la unde medii și de unde scurte la unde medii, pardon. Și ceea ce era interesant că îi auzeam pe liberali venind cu ideea că este rasism și ce s-a întâmplat de Ferguson este rasism și că revolta negrilor este legitimă pentru că este un act de disperare și violența, mă rog, este un fel de produs secundar care nu poate fi evitat. Și treceam pe la conservatori care spuneau, uite ce au făcut, că au jefuit un Dollar Tree, care este un magazin foarte ieftin în America, au dat foc la magazine, și-au distrus propria comunitate, se poartă ca niște animale, ăla a fost un borfaș, un criminal și a meritat-o. Poliția a acționat în autoapărare și bineînțeles că este subtextul acesta, dacă nu sunt ținute în frâu animalele acestea, s-ar putea să ne dea în cap pe stradă, așa că e bine ca poliția să fie brutală și să pună mâna pe pistol foarte repede, pentru că noi ne simțim în siguranță că mergem la lucru și venim acasă. Și vreau să spun ceva, ambele sunt adevărate. Aceste două narațiuni, ambele au o parte de adevăr și ambele au o anumită deformare a realității, sunt influențate de o anumită ideologie. Și niciun dintre ei nu va vedea propriile găuri de logică și le va vedea pe cele ale celuilalt. În această seară aș vrea să prezint un aspect mai puțin discutat. Așa cum am spus, problema rasismului este un red herring, în mare măsură, fiindcă se evite să discute problemele reale aici.
Dar eu nu vreau să fac politică și nu vreau să discut probleme reale, nici să sugerez reforme. Nu știu ce se poate face și n-am nicio idee. Însă, având în vedere tematica pe care o abordez de obicei la Oxigen, vreau să zic o întrebare. Care este rolul religiei, a religiei evanghelice în principal, în Statele Unite, în crearea acestei situații? Și nu spun că religia poartă toată vina, dar că religia a jucat un rol esențial în crearea situației pe care o avem aici. Și aș vrea să plec de la întrebarea dacă este rasism în Statele Unite. Există rasism în Statele Unite. Prin rasism, nu vreau să înțeleg o anumită instinct evoluat în om de a fi în gardă când vede pe cineva deosebit, care e miroase deosebit, care are altă culoare a pielei, care are un limbaj al corpului deosebit. E un instinct care face să intri în gardă, asta e la orice animal. Pentru că nu știi. Dacă e cineva familiar, știi să-i decontezi limbajul trupului. Tu ești la îmbrăcăminte, tu la expresiavețe, știi dacă are intențiile sau bune. Dacă e cineva străin, nu știi. Și poate să vină și cu bol și din cauza asta oamenii care miros urât, spunem noi, ne repugnă. Adevărul este că omul care miroase urât are alte bacterii pe pielea lui, care au evoluat într-o altă parte a lumii și descompun altfel sudoarea și din cauza asta miroase urât. Și probabil că are germe la care tu nu ești imun, așa că este normal să fii în gardă, da? Indienii aveau tot dreptul să îi miroasă pe albi și să spună, mai bine să stăm departe de oamenii aceștia, pentru că au fost omorâți de boli infecțioase venite de la albi, cum ar fi vărsatul de vânt. Sau, mă rog, când i s-a dat lapte, n-au putut să-l digere. Și e normal, deci era normal ca să fie mai precauți în contactul cu albi și au făcut o mare greșeală când au fost, fiindcă au fost, practic, au fost decimați de boli. Deci, nu la asta mă refer că spun rasism. Este normal, un instinct normal, ca omul să treacă spre să fie atras pe cei care au genele lui. Când spun că un instinct normal, nu înțeleg că acest instinct trebuie să fie baza interacțiunii noastre sociale, la fel cum apreciem pe semenul nostru, spun că doar este un instinct care, în general, trebuie controlat și depășit și poate cu timpul chiar dispare într-o societate multiculturală. Dar, repet, ăsta nu este rasism. Rasism este o ideologie. Și această ideologie definește individul prin rasă. Consideră că ontologia socială e definită de rasă. Omul este, în primul rând, o parte din rasa lui. Să vă dau un exemplu de rasism românesc, da? Petru Nechifor Crainic, în general mișcarea de la gândirea, mișcarea legionară. Care este ideea? Că românul, din punct de vedere genetic, este condiționat să fie ortodox. Dacă nu este ortodox, nu este român. Ok, suntem ok cu un sas care să ne conducă, fiind luteran, fiindcă e sas. Dar un român care să fie protestant și să conducă țara, eu nu văd deocamdată posibil în România. Încă, ideea este, cum este faimosul cântec, nu mai știu dacă de faimos legionar, nu uita că ești român și că acolo sus în sat, Popaion te-a botezat, da? Asta spune totul. Bun, nu mai vorbesc de nazismul german. S-a făcut foarte multă propagandă cu privire la nazismul german, însă uitați-vă ce se întâmplă în Rusia, în Ucraina. Ideea este că omul e definit prin rasa lui. În Europa, grupurile rasiste sunt totuși marginalizate în societate. După al doilea război mondial, europenii s-au vindecat de rasism. Și legionari în România, naziștii în Germania, mai puțin Rusia, mai puțin Ucraina, poate. Însă, în Europa, înțeleg că Europa începe poate de la Prut încolo, în Europa oamenii s-au vindecat de rasism. Și ca atare, grupurile rasiste sunt marginalizate. Nu în sensul că oamenii nu sunt rasiști. Așa cum a spus, e un instinct natural. Ci în sensul că nazismul nu este o ideologie. Și când spun că o ideologie oficială, mai astăzi, înțeleg că rasismul nu constituie ideologia oficială a niciunui partid politic legitim, nici o mișcare legitimă din Europa. Acesta e și motivul pentru care
comuniștii nu au fost scoși în afara legii și fașiștii au fost în afara legii. Sigur că au fost comuniști antisemiti și comuniști rasiști. Asta e altceva. Dar comunismul nu a avut o ideologie rasistă. Ungurii fac acum mare caz că, uite, de ce ai voie să-l vorbi, să n-ai voie să simpatizezi cu Hitler, dar ai voie să fii comunist. Și am explicat unui prieten maghiar aici în Statele Unite. Diferența este de ideologie. Stalin a făcut mai multe crime decât Hitler. Indiscutabil. Armata Roșie a făcut ceea ce niciodată un colonel german ar fi împușcat pe soldatul care ar fi făcut ce făcea de obicei Ivan în drumul lui spre Berlin. Însă, problema este că nu a avut o ideologie rasistă, pe când nazismul a avut o ideologie rasistă sau etnic, etnocentrică. E bine, Statele Unite este o țară care are la bază o ideologie rasistă. Aici este problema. Și, în general, lumea anglosaxonă a adoptat o ideologie rasistă în timpul Imperiului Britanic, dar Anglia s-a mai vindecat de ea, nu cu totul. Însă Statele Unite are la bază o ideologie rasistă. În ce sens? În sensul că rasa este conceptul care definește individul ca individ. Și acest concept rasist este mascat, camuflat în multiculturalism. Atât conservatori cât și liberale, și liberal în Statele Unite nu însemnează ce înseamnă în Europa. Eu vă spun prietenul meu din Europa, din acel colț obscur numit restul lumii. Da? În sensul că liberal în Statele Unite este extremă stângă, este multicultural în Europa și ultra-egalitarian. Ceea ce europenii numesc liberal în Statele Unite se numește libertarian. Așadar, atât retorica liberală, cât și cea conservatoare este bazată pe rasism. Însă acest rasism este ascuns sub haina multiculturalismului la liberali și sub haina culturii iudeo-creștine la conservatori. Însă ele sunt rasiste. Numai că termenul rasă este înlocuit cu cel de cultură. Dar cuvântul cultură este un cod pentru cuvântul rasă și o să arăt cui este vina. O să vă surprindeți să vedeți cine este vinovat. Poate noi suntem vinovați, poate chiar suntem ca entitate colectivă. Și vă dau un exemplu. Vă dau două exemple. Două anecdotice, da? Unul care îl cunosc de pe un forum, altul care îl știu din experiența, din interacțiune personală cu cel care a fost actorul în acea dramă. Deci, primul caz, un cuplu de asiatici, nu spun ce națiune, asiatici cu ochii șliți, da? Fac un copil aici în Statele Unite. Sunt tineri, sunt la liceu, nu vor să se căsătorească, sunt asiatici, au ambiție, vor să facă școală, nu sunt, nu e o fată adventistă care a rămas gravită la școala adventistă sau la o baptistă, cu un băiat adventist sau baptist sau, evanghelic, și noi să căsătoresc și el devine trachist și ea este casnică sau lucrează undeva la McDonald's și pe urmă le scoperă pe Iisus și merg la biserică și Domnul i-a iertat, biserica i-a iertat și, asiaticii sunt mai ambițioși, nu-și ratează viitorul. Așa că vor să dea copilul pentru adopție. Și, bineînțeles că nu aleg un cuplu asiatic să-l adopteze, aleg un cuplu anglosaxon, un cuplu WASP, fiindcă sunt pragmatici. WASP sunt clasa dominantă în Statele Unite. Sunt cei privilegiați. Vrea ca copilul să absoarbă cultura americană, nu să fie crescut undeva într-o familie asiatică. Deci, un cuplu de americani, creștini, multiculturaliști, cu educație de colegiu, adoptă copilul. Și primul lucru să gândesc, copilul acesta nu trebuie despărțit de cultura lui. Este vorba de un copil care abia s-a născut. N-are nici măcar o lună. Dar nu trebuie despărțit de cultura lui. Ideea vine aici sub text că cultura e ceva genetic. Așa că îl găsesc o nanny chinezoaică, o mătușă chinezoaică, o fac mătușă, o adoptează ca mătușă, lasă copilul să stea la mătușa chinezoaică câte uneori, câte o vacanță întreagă, dau copilul să învețe mandarina, nu știu de ce nu cantoneza, dar lupul că mandarina e mai importantă,
Și din copilul crește, în fiecare an merg în China. Acolo sunt niște bani ca să absorbă cultura chineză. Când cresc mare, crește copilul mare, au nevoie de un act de la foștii părinți și se duce tatăl adoptiv la foștii părinți și, mă rog, nu mai știu despre ce act este vorba, dar în discuție foștii părinți află ce au făcut și tatăl natural îi trage un pumn americanului. Ce nimeni nu orice copilul. De ce? Zice, noi suntem coreeni, nu suntem chinezi. Noi nu l-am dat ca să-l înveți, să-l faci chinez, l-am dat ca să-l faci american. Prejudecata e caragios. Dar prejudecata aici este că dacă copilul acesta are gene de chinez, trebuie neapărat să aibă cultură chineză. De ce? De ce nu avea cultura anglosaxonă? Pentru că nu are genele noastre. După două sau trei generații, da. Dar încă nu. Nu poate să primească cultura anglosaxonă. Alt caz, cunosc o familie de pastori care au înfiat doi copii de țigani din România. Și i-a crescut cu ideea, voi nu sunteți ai noștri, voi sunteți români, voi sunteți țigani, voi trebuie să fiți mândri de cultura voastră, să vă îngrijiți cultura noastră. Și când copiii au crescut, i-a dus în România să-și vadă cultura, să-și vadă familia. Și așteptam rezultatul așa cu oarecare ironie. Întreb pe copil cum a fost în România, ți-a văzut familia, și nu sunt oameni decenți, dar am considerat că provocăm o dramă dacă mă văd și așa mai departe. Îmi dau seama ce a văzut la familia lui, dar părinții, asta a fost ideea care a dat-o. Asta e cultura ta, tu trebuie să fii parte din cultura ta. Deci, multiculturalismul este de fapt un rasism deghizat. Și cele două narațiuni, cea conservatoare, care susține că spațiul public trebuie dominat de cultura iudeo-creștină, și cea liberală, care consideră că spațiul public trebuie împărțit între diferite culturi și care vede cultura iudeo-creștină, așa cum vede rasa albă, ca pe o forță opresivă, care împotriva căreia trebuie să lupți tot timpul. Liberalii sunt gata să apere islamul, să acuze creștinismul de sexism, dar să scuze islamul pentru omorârea cu pietre și pentru oprimarea femeii. Mă rog, liberalii sunt totdeauna gata să atace cultura iudeo-creștină pentru abuzurile ei care sunt reale, dar să scuze islamul pentru același lucru. Asta este un fapt banal în America. Deci cele două se luptă. Liberalii vor să împartă spațiul public între mai multe culturi, ceea ce se lasă mai multe rase, iar conservatorii vor să o țină pentru cultura iudeo-creștină, care se numește de cod pentru rasa anglosaxonă, nu pentru rasa europeană în general. De ce? Asta este întrebarea. Aș vrea să mă întorc la principiul fundamental pe care a fost bazat America, iluminismul. Immanuel Kant definește iluminismul ca fiind epoca în care omul a ajuns destul de matur ca să nu îi se spune ce să facă, ci să decide el individual. Și oamenii maturi sunt cuprinși într-un contract social. Nu au nevoie de lege, nu au nevoie de papă. Asta este ideea iluministă. Ideile reacționare care s-au luat după iluminism, cum a fi romantismul, fascismul din romantism, au contrazis ideea că omul are dreptul să conducă singur. Și conservatorii susțin că omul trebuie să se conducă după o tradiție. Primul care a susținut ideea aceasta a fost Edmund Burke, un filozof englez care a făcut o caricatură a Revoluției franceze, caricatură pe care o găsiți în Marea Luptă. Și Edmund Burke susține că greșeala Revoluției franceze este că a încercat să se conducă după rațiune, să instaureze rațiunea în spațiu public și să excludă religia în spațiu privat, ceea ce a făcut și America de altfel. Și că, de fapt, spațiul public trebuie dominat de o tradiție. Indiferent că e tradiția anglosaxonă, în Anglia poate să fie, firește, tradiția regelui absolutist. În India, islamul este foarte bun, mai bun decât hinduismul, fiindcă mai aproape, ea e religia abrahamică și, pe baza filozofiei lui Burke, India a fost pusă sub sultan de către englezi și sub islam și apoi au creat Pakistanul după al doilea război mondial. Pe aceeași bază au fost create acele țări fantomă din Orientul Mijlociu care ne fac astăzi probleme. Deci toată această filozofie susține că societatea
trebuie să se supună unei tradiții organice. E bine ca românul să fie ortodox, e bine ca un catolic să fie catolic, e bine ca America să fie protestantă. Multiculturaliști sunt și ei anti-iluminiști. Însă ei susțin că rațiunea pe care, așa cum a spus conservatorul, o elimină în numele tradiției. Multiculturaliști susțin că rațiunea este ea însăși o expresie a unei culturi, cultura vestului. Logica, rațiunea, știința sunt cultura vestului. Și e un imperialism, o formă de imperialism, să cer unei alte culturi să conducă după rațiune. Ar fi frumos ca toți să ne conducem după rațiune, să fim cu toate planetele, să fim de acum oameni maturi, să avem un spațiu public controlat de rațiune, să avem un spațiu privat în care să putem crede ce vrem, să avem ce religie vrem și să ne înțelegem. Dar liberalii spun că asta nu e posibil. Pentru că asta se numește imperialism, fiindcă rațiunea este un concept apusean și știința e un concept apusean. Și atunci fiecare țară trebuie să conducă propria ei cultură și, bineînțeles, în America, la fel, negru trebuie să aibă cultura lui și mexicanul cultura lui și românul cultura lui și anglosaxonul cultura lor. Observați că cele două merg tot acolo, pe la urmă. Și dacă urmăriți cumva pe știrile cu privire la evenimentul din Ferguson, duc într-o singură direcție, anume ca negri și albi să fie mai separați decât au fost înainte, să se prevească cu mai multă suspiciune decât au fost înainte și decât au făcut-o înainte și poliția să fie mai multă putere decât înainte. Asta va fi rezultatul vizibil, iar media va face mai mulți bani. Există un film interesant, făcut după Tom Wolfe, mare scriitor american, excelent scriitor, Bonfire of Vanities, în care este vorba despre un wasp care, cu o amantă evreică, un bogat, privilegiat, în timp ce amanta lui conduce, soția unui mare magnat care are o companie aeriană care transportă arabi la Mecca, de care își bate joc de altfel și de ei, deci peste tot e business, dar tipul acesta, wasp, broker la Wall Street, cu amanta lui, e atacat de doi negri pe stradă și amanta lui pornește mașina și lovește pe unul dintre ei și îl omoară. Și ea nu vrea să se ducă la poliție, să spună. Așa că se află cumva, înainte ca tânărul acela să moară, bărfașul ăla să moară în spital, fiindcă nu i s-a acordat îngrijirea necesară, mă rog, altă chestie, devine un subiect de mass media, un reporter află, un reporter jucat de Bruce Willis foarte bine, imitând foarte mult limbajul corporal al lui Christopher Hitchens. Merită văzut măcar pentru aceasta. Și Bruce Willis, fiindcă am uitat numele de caracter din film, să merg pe numele actorului, că este mai ușor de identificat, de păstrat consistența narațiunii, Bruce Willis scrie un reportaj, un tânăr inocent care aspira să meargă la college, lovit de un Mercedes, de un tip alb, Mercedes, care îl lovește și pe urmă nici măcar nu îl cheamă poliția, lasă să moară acolo, să creează mare scandal în media. Există și un procuror de district evreu care vrea să ajungă primarul New Yorkului și ca să candideze, el vrea ca neapărat acest să facă un caz de justiție, să arate că este de justițiar. Păi există pastorul negru care își dă seama că a început să se miște lumea în ghetto și este pericolul unui riot în ghetto și pastorul negru, pe de o parte, conduce gloata în protest, dar pe de altă parte o controlează și el este, firește, omul puterii. El discută cu procurorul de district și cu asistenții lui și cu presa ca să, pe de o parte, acuză, pe de altă parte, cere bani pentru familie de el și el, bineînțeles. Însă, important este că el este, cum spune în cuvintele lui, un nigger care iubește pe albi. Și, în sfârșit, există comunitatea de wasp albă și filmul ne plimbă prin toată această lume și, pe la urmă, omul acesta, brocul acesta, este distrus, dar se termină cu toți aceștia care se întâlnesc, Bruce Willis, pastorul negru, procurorul și asistenții lui, albii bogați, toți se întâlnesc la urmă când Bruce Willis scrie o carte și devine un bestseller, ia Pulitzer Prize, se vinde foarte bine și toți fac bani din chestia asta. Cel care ne apare este Morgan Freeman, care joacă rolul judecătorului și un jucător corect, negru și imparțial. Deci, este un circ, o comedie. Cam asta se întâmplă acum în legătură cu Michael Brown la Ferguson. Același lucru s-a întâmplat în legătură cu
cazul din Florida sau cele două cazuri din Florida și se întâmplă de fiecare dată, deci mass media trăiește din aceasta, este democrația de spectacol, da? Și această democrație de spectacol este suprastructurală la economia de babă, la economia de himeră și e o întreagă problemă aici, însă mă întorc la întrebarea mea. Care sunt rădăcinile? Nu vreau să mă conduc după ceea ce se vede. Sunt un socratic privind asta, sunt un cartezian. Simțurile mă înșeală. În mod sigur, televiziunea mă înșeală. În mod sigur, videourile mă înșeală. Da? În mod sigur, talk show-urile și presa mă manipulează. Pe internet sunt forumuri și sunt pline de șili care deturnează discuția într-o direcție și în alta, spre subiecte irelevante, totul mă înșeală. Privirea te minte și ochiul te înșeală. Auzul te minte și ochiul te înșeală, da? Spune Eminescu. Așa că apelez la rațiune, la logică, să înțeleg ce se întâmplă și trebuie să abordez problema istoric. De ce este America rasistă? America este rasistă, da? În sensul că rasismul nu însemnează doar că albul care are ceva cu negru, care îl privește cu suspiciune pe negru, care stereotipizează pe negru, dar și negru care stereotipizează pe alb, și negru care se victimizează, și evreul care se victimizează. Toate acestea sunt rasism în ultima instanță. Și că atunci când spui că toate problemele din lume se datoresc colonialismului, sau că se conduce după rațiune sau a adoptat drepturile omului într-un stat islamic înseamnă imperialism vestic, toate acestea sunt tot forme de rasism. Dar cert este că acest rasism își are în mare parte originea în Imperiul Britanic, deci ca ideologie, și a fost îmbrățișat cu de America, dar de ce? Care este originea lui? Aș vrea să spun că convingerea mea, teza pe care o să propun este că rasismul american este o expresie a eticii protestante. Dacă vreau să mă duc puțin la Luther. Luther, în cartea, în eseul lui, care a strânit foarte, foarte multă furie, eseul antisemit, evrei și minciunile lor, e acuză pe evrei, fiindcă dimineața fac o rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt animal, că nu sunt femeie și că nu sunt goim. Și Luther spune cum? Ca cineva să mulțumească lui Dumnezeu că nu este femeie sau că nu este neam, este o insultă la adresa lui Dumnezeu, care l-a făcut pe om după chipul și asemenea sa. Sunt de acord cu Luther aici. Da, e foarte clar. Evreul e rasist că face rugăciunea aceasta. Însă Luther merge mai departe. Luther acuză și pe Platon, că spune mulțumesc zeilor că nu sunt animal, că nu sunt sclav și că nu sunt barbar și că nu sunt femeie. Da? Nu sunt femeie, nu sunt animal, nu sunt barbar și nu sunt sclav. 4. Și l-a acuzat și pe Platon și asta este păgânismul lui Platon. Însă Luther este el însuși un rasist. Fiindcă după aceea trage o concluzie. Orice vreau este un mincinos. Nu poți avea încredere în niciun evreu. Stereotipizează. Deci ceea ce vreau să arăt este că Luther a înțeles ca un ucenic al lui Pavel. Luther în mod clar respinge rasismul evreu, antigoim, dar implicit devine antisemit și dovada este că în manualele de școală, pe vremea lui Hitler, manualele de catehizare, era o întrebare, poate un negru să devină german? Da. Poate un evreu să devină german? Nu. De ce? Fiindcă un evreu niciodată, totdeauna va minți, pe cât un negru, în mod sincer, va putea adopta cultura germană pe urmă. Dar un evreu va minți, va fi ascuns. Deci asta e un strepte care vine de la Luther. Însă ce este interesant? Merg în partea cealaltă, la Calvin. Și v-am zis că am vrut despre predica protestantă. Țineți minte. Calvin a spus că dovada că cineva este predestinat pentru viața veșnică este capacitatea de a face bani. Și dovada că cineva e predestinat pentru foc este incapacitatea de a-și guverna finanțele. Nu vreau să discut acum aspectele sociale, relația între etica protestantă și spiritul capitalist. Max Weber tratează foarte bine problema, însă vreau să leg rasismul de problema aceasta. În ce sens? O spun la Max Weber, de la altă carte a lui, o carte neterminată, care spune Capitalismul și sectele americane. În această carte, Max Weber arată că sectele americane, la începutul secolului 20 și sfârșitul secolului 19, aveau rolul pe care l-au astăzi companiile de credit sau companiile care îți dau scorul de credit, nu știu cum se numesc astea.
În sensul că, de exemplu, dacă cineva merge la doctor, n-avea bani să plătească tot toate bilă, dar spunea, sunt membru la cutare biserică baptistă sau cutare biserică adventistă. Și atunci zicea, oh, da, bun, perfect, am încredere în tine. În sensul că biserica garanta pentru el. Nu în sensul că biserica era dispusă să plătească pentru el. Biserica îl excludea dacă nu își plătea datoriile. Bisericile erau foarte stricte în implementarea eticii protestante. Pentru că, normal, dacă erai în datorii, însemna că ideea calvină, chiar dacă aceste biserici erau destul de înclinate spre partea metodistă și evanghelică și implicit că totuși omul își alege destinul, totuși, ideea calvină rămâne. Faptul că ești incapabil să-ți guvernezi finanțele este o dovadă că ești predestinat pentru foc. Și, bineînțeles, cine este incapabil să-și chivernisească casa? Este vagabondul, omul de jos, da, alcoolicul, fiindcă toată lumea găsește de lucru în America. Este parazitul social, dar poate să fie și artistul. Așa cum știm, cam toți artiștii au avut probleme în a-și organiza finanțele. Poate fie și savantul, distrat. Însă, acești oameni, intelectualul, iarăși, poate să aibă o problemă în privința asta. Acești oameni sunt priviți cu atât de suspiciune, oricum, de sectele protestante. Așa că, care e legătura cu rasismul? Max Weber observă că negrii nu au ceea ce se numește un franchise. Nu au nicio acțiune în bogăția Americii. Negrii sunt clasa, subclasa Americii. Implicit, asta deja ridică semnul de întrebare dacă cumva negrii nu sunt predestinați pentru iad sau sunt predestinați pentru mântuire sau nu sunt altceva. După războiul civil a fost o perioadă numită a reconstrucției, în care s-a încercat o integrare a negrilor în viața politică a Sudului și asta a strânt reacții violente de la Ku Klux Klan și așa mai departe. Și a venit epoca Jim Brown, care a ținut până la drepturile civile, anii 60. A fost o perioadă de cam de 100 de ani, în care, practic, negrii au fost lipsiți de orice drept economic și politic. Și, bineînțeles că asta are rezultate. Și rezultatele se văd acum. Însă, care este baza, până la urmă, acestei narațiuni? Așa să mă întorc la problema care a remarcat-o Luther. Rasismul biblic. Sunt exemple în Biblie care ne fac să ne ridicăm în sprâncene. De exemplu, Ezra poruncește tuturor evreilor care sunt căsătoriți cu femei străine să-și gonească soțiile și copiii de acasă. Avea și o bază biblică, în cazul lui Avram cu Agar și cu Ismael. Da? Dar ceea ce genetic, pe linie feminină, venea din alt trib, trebuia gonit de acasă. Ce interesant aici un lucru. Nu există nicăieri în legea lui Moise, în Deuteronom, care este baza acestei decizii, nu este nimic care să interzică să ai o sclavă sexuală luată prizonieră dintr-un alt neam sau să ai viol de război. Este, citiți numărul 31, citiți Deuteronom, sunt destule cazuri în care sclavia sexuală este reglementată. Poți să ai o sclavă sexuală, poți să faci copii cu ea. Se poate asta, spune Biblia. Poți să iei ca prizonieră de război să faci sclavă sexuală. Cazul fetiților madianite. Dacă n-au cunoscut bărbatul, luați-le pentru voi și dați-le cimie și la templu, la Moise și Aaron, că sunt și ei oameni. Și să știe că bătrânii au, mai ales ăștia sfinții, au ceva cu fetițele. Nu? Dar problema este însă că dacă este soție legitimă și ai moștenitor legitim cu ea, trebuie gonită. Pentru că un evreu nu poate fi evreu decât dacă este mama este evreică. Dacă mama nu este evreică, nu poate să fie evreu. Dacă tatăl nu e evreu, poate încă să fie evreu. Asta este foarte interesant. Așa că aici avem o expresie clară de rasism. Sau, în cazul pe Amalek să nu lasă trăiască. Da? Anumite popoare canete trebuie exterminate cu totul. Întrebarea este, cum au pătruns acestea, cum au fost recepționate acestea de sectele protestante din America, de sectele de origine calvină? Păi, este simplu. Ce v-a spus pastorul dumneavoastră că l-ați întrebat chestia aia cu măcelul cananiților? Cum poruncește Dumnezeu, moară copii, bătrâni, femei, copii, știu ce v-a spus. Zice așa, acești, fiindcă asta o spuneam și eu cândva, da, deci de-aia știu, aceste populații erau atât de compromise genetic, că Dumnezeu știa că nu se poate face nimic din ele. Bun, foarte frumos,
deci nu trebuia să te căsătorești cu o femeie străină. Sunt compromise genetic. Nu mai nicio... infectau toată populația. Dacă genele se răspândeau, Dumnezeu trebuia să mai dea încă o dată un potop. Mă rog, interesant, interesant, foarte interesant ideea aceasta. De ce? Pentru că am mai auzit-o doar în propaganda lui Hitler. Evrei nu contează dacă sunt buni sau răi. Trebuie exterminați încă genetic. Nu pot să fie integrați în societate. Țiganii genetic nu pot să fie integrați în societate. Negri genetic pot să fie integrați în societate. Bun. Indienii trebuie de exterminați, că genetic nu se puteau integra în societate. M-am întrebat odată, totuși, cum se face că fetițele marianite au fost luate. Ah, acum înțeleg, erau sclave, deci copiii oricum nu erau adoptați. Ca Iefta, țineți minte, a fost dat afară fiindcă era fiul unei prostituate. Dar măcar era evrei ca aia, așa că până l-au reprimit. Ce impact a avut aceasta în cultura calvinistă a Americii? Impactul a fost acela că după războiul civil, mai ales, după războiul civil, în perioada reconstrucției, când problema rasială a început să fie acută în Sud, n-a existat o problemă rasială cu adevărat în perioada sclaviei. Trebuie să recunoaștem aici, este un construct al liberalilor, care este fals. Sclavia în America n-a fost bazată pe rasă, în primul rând. Sclavia în America a fost bazată pe o nevoie economică. Nu existau țărani care să muncească pământul. Așa, când cucerești pământul, iei și pe țărani și ei devin șerbi. Asta a fost practica de feudalism. Dar dacă indienii erau concepți de proprietate, nu-i poți lega de pământ ca pe țăranul din Europa. Ăla pleacă să vâneze bizoni sau moare în luptă cu tine, dar nu se integrează. Deci au dus negri ca sclavi. Dar au fost și sclavi albi. Și au fost stăpâni de sclavi negri. Și au fost albi sclavi la negri. Și au fost negri sclavi la negri. Însă problema rasială apare după războiul civil, când se încearcă așa să reconstrucția Sudului, la care se renunță. Și aș vrea să sublinez o teologie care este esențială la Moody, la Billy Graham, bazată pe Scofield Bible, pe teologia lui Derby, anume dispensaționalismul. Care este ideea dispensaționalismului, în scurt, da? Nu o să merg pe toată teologia, dar eschatologia susține că statul Israel, că evreii se vor întoarce în statul Israel. Există două popoare ale lui Dumnezeu, biserica creștină, care se identifică cu protestantismul american, de fapt. Europa fiind lumea veche, fiind apostaziată, da? Dar e protestantismul american adevărat, puritanismul american, aia e creștinismul. Și celălalt popor al Dumnezeu sunt evrei. Și dispensaționalul susține că acești amândoi sunt poporul lui Dumnezeu. Numai că de la cruce până la răpirea bisericii este timpul neamurilor. Și după răpirea bisericii va fi iarăși timpul lui Israel. Deci există două popoare care trebuie să strâmească pământul. Unul sunt anglosaxonii, care sunt reprezintă creștinismul și trebuie să domine lumea. Și ceilalți sunt evreii, care după răpirea bisericii vor domina lumea. Și este nevoie ca Imperiul Britanic și apoi Imperiul American să-i ajute pe evrei să se întoarcă și să aibă un stat al lor, pentru ca să poată să vină sfârșitul. Azi aici câteva subtexte. Mai întâi, priviți la toate tablourile tradiționale făcute în lumea protestantă, neoprotestantă, să zic așa, și veți vedea că evreii și arienii sunt considerați aceeași rasă. Prin arian înțeleg anglosaxon aici. Deci ei sunt aceeași rasă. Ochi albaștri, părul blond. Mă rog, Cain arată așa puțin mai brunet, da? Dacă ați observat prin poze. Aici este o problemă. Da? Hai să mergem la Geneza. Au început să întrebe iar după războiul civil în Statele Unite, de unde au apărut negri. Nu din Geneza. Geneza ne spune că noi am avut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Nu puteau fi rase diferite. Însă Ham a fost blestemat. Și ca atare, Ham este străboșul negrilor. A fost blestemat să fie rob. Și Ham a degenerat. Deci ideea este că a avut loc o degenerare și că albii nu sunt o rasă. Albii sunt omul după chipul lui Dumnezeu. Arienii sunt omul după chipul lui Dumnezeu, da? Anglosaxonii, să mai clar. Știți cum arată Iisus? Părul blond, ochi albaștri, barbă blondă,
față lungă. Asta e chipul lui Dumnezeu. Da? Adam, ați văzut poza cu Adam și Eva. Am chiar aici o carte, da? Nu știu dacă vedeți imaginile, însă este tipică. Vi pot arăta pe Adam și pe Eva aici, în cartea aceasta cu poze a Bibliei, care se folosește la noi la copii. Însă, ce e interesant că te uiți la Cain deja și la Ham, să vede deja că se schimbă culoarea. Bun. Deci, de unde au apărut rasele umane? Sunt copiii lui Ham care au plecat în toată lumea și au pierdut mințile, au pierdut cultură, civilizație și au lăsat hainele, li s-a încrețit părul, au început să miroasă, li s-a schimbat culoarea pielei, au devenit idolatri, au mâncat viermi, s-au închinat tot felul de lucruri. Aceștia trebuie ridicați înapoi. Întrebarea, poate există un program care construcția să integreze pe negri? Este posibil ca statele africane, de exemplu, să devină sate de sine stătătoare? Nu. Ei au nevoie de misiunea să-i salveze. Pentru că aici este o altă temă premilenială, premilenistă a dispensaționalismului. Anume, Iisus revine foarte curând. Niciuna din problemele sociale lumii nu se va rezolva. Dacă America a început cu ideea că va fi un city on the hill, creștinii, începând în perioada reconstrucției, nu mai cred că America poate fi un city of the hill. Din potrivă, America este roasă de probleme care niciodată nu se va rezolva. America va cădea. Și Iisus va veni să salveze pe poporul său. Așa că nu se pot rezolva problemele lumii, se pot rezolva doar salvarea de suflete. Moody este cazul tipic. Deviza lui Moody este nu reconstruction, ci redemption. El propune împăcarea nordului cu sudul. Dar să uităm reconstrucția. Redemption. Negru are nevoie de mântuire, alb are nevoie de mântuire. Când vor primi Evanghelia și negru și alb, nu se rezolvă probleme sociale. Nu ne întâlnăm niciun fel de program politic sau social. Interesant că acest curent evanghelic devine apolitic atunci când este vorba de progres. Iisus vine, nu încercă să-l formă lumea. Dar devine foarte politic atunci când este vorba de împiedicarea progresului, de a fi conservatori. Pentru că, în general, ei văd lumea împărțită în două tabere, a lui Hristos și Antichristul. Și dușmanii sunt Antichristul totdeauna. Deci, teoria evoluției este Antichristul, știința este Antichristul, în alta critică a Bibliei este Antichristul, teologia liberală e Antichristul, formele moderne de viață sunt Antichristul și toți care aderă la acestea sunt Antichristul. Și ca tare, orice progres este exclus. Nu căutăm ideea de a căuta soluții noi la probleme vechi, forme noi de organizare politică a societății, de educație, de organizare științifică a lumii, sunt excluse. Pentru că Iisus vine curând și nu pune decât să merge rău în mai rău. Natura umană nu are nevoie de reforme, are nevoie de pocăință. Însă când este vorba, și adus tema politică, dacă când este vorba să păstrăm, să ne împotrivim unei forme de progres, o facem și devenim o dată politici. Asta este jocul pe care l-au în general evanghelicii în America. Însă, întrebarea este, și ca să mă întorc la principala problemă, dacă luăm cartea Geneza în serios, de unde sunt rasele? Rasele umane, dacă luăm literal cartea Genezei, rasele umane, nu există rase umane. Există omul după chipul lui Dumnezeu, care probabil că sunt evrei și albi, fiindcă noi vedem pe evrei ca pe albi, ca și a pictat tablourile renașterii, da? Și, mă rog, sunt cei care au făcut tablourile renașterii și evreii devin aceeași rasă, fiindcă ei își luau modele din timpul lor. Deci evrei și popoarele europene, nordice, sunt omul după chipul lui Dumnezeu. Sunt, de fapt, ca să spun așa, o rasă iudeo-creștină sau cultură iudeo-creștină, o rasă iudeo anglosaxonă, este considerată poporul lui Dumnezeu, iar toate celelalte rase sunt degenerări, forme de degenerare. Bineînțeles că acum narativul s-a schimbat. Multiculturalismul a fost adoptat de multe biserici, speță de biserică adventistă, dacă vă uitați pe Spectrum, este un bun exemplu de confuzie multiculturală. Este multiculturalismul perfect. Ei sunt pentru egalitatea între culturi, între rase și există în toate pozele mai noi există îngeri negri și albi și maroni și cei mântuiți vor fi de toate rasele împreună
și Iisus este în cer jucându-se cu negrișori și cu albi și cu asiatici și toți se joacă împreună. Ideea este că Dumnezeu a făcut pe toți, fiecare cu rasa lui și fiecare după chipul lui Dumnezeu și așa este bine. Deci ambele narrative au fost împlăcate de creștinism, pe aceeași bază geneza. Însă adevărul este că dacă e geneza literală, nu poți să accepti egalitatea bărbatului cu femeia, nu poți să accepti egalitatea raselor. În ultimă instanță, dacă e Vechiul Testament literal, există o singură rasă după chipul Dumnezeu și sunt evrei și toți ceilalți sunt, sunt neamuri, sunt inferior. Bun, Pavel, așa cum am văzut, a respins această idee în numele omului nou universal în Hristos. Pavel este primul care susține ideea omului universal, omului universal. Trebuie să recunoaștem în cultura vestului. De aceea este fondatorul vestului. Și am văzut că și Luther, chiar dacă a dat în antisemitism, partea pozitivă că a susținut ideea că nu există diferență între oameni, nici între bărbați și femei, nici între rase, nici între etnii, toți suntem una în Hristos și că insultă la adresa lui Dumnezeu și a omului să susții cu rase superioare alte rase. Însă, anglosaxonii s-au asimilat pe ei înșiși cu iudeii. Există o mitologie în lumea anglosaxonă, că anglosaxonii sunt cele 10 sfinții pierdute. Mormonii, de exemplu, susțin că Iisus va reveni în Missouri și că semințile pierdute au venit în America. Dar că și englezii și irlandezii mai ales susțin ideea că ei sunt din cele 10 seminții pierdute, scoțienii susțin același lucru, anglosaxonii, la nivelul populației mai vigore și puțin educate, cred în aceeași idee că ei sunt poporul ales. Deci, practic, iudeii și anglosaxonii sunt o singură rasă. Asta implicit duce la rasism și firește duce la un rasism revers. Anume, de exemplu, dispensaționalismul negru în America are altă idee. Dumnezeu este negru. Adam a fost făcut negru. Iisus a fost negru. Sau măcar Maica sa a fost neagră, Madonna neagră și așa mai departe. Am discutat de multe ori cu negri asemenea absurdități și nu mi se par mai absurde decât ideile rednece, predneciste sau Southern Baptist care merg în aceeași direcție, dar de partea cealaltă. Și până la urmă, care este ideea aici? Ideea este că la sfârșitul timpului, negrii vor fi răsplătiți pentru toate suferințele, pentru că ei au suferit de la albi, care sunt o falsă biserică, sunt Antichristul, și vor fi răsplătiți pentru aceste suferințe. Negrii au creat civilizații în Egipt, apoi au venit perșii și le-au luat aurul, au venit grecii și le-au luat filozofia. Mă rog, nu știu dacă oamenii își dau seama că nu poate lua nimeni ceva ce știi, da? Poate să copiezi la tine. Grecii au luat de la egipteni filozofia, dar egipteni au rămas cu filozofia, așa? Dar trec peste aceasta, apoi, mă rog, au venit germani, romani și germanici, însă ei, de fapt, sunt moștenitorii pământului și când Iisus va reveni, le se va da înapoi. Mă rog, ceea ce nu înțelegem mulți dintre noi este că însăși retorica drepturilor civile și a lui Martin Luther King, I shall see the promised land și we shall overcome one day și așa mai departe, toate acestea, de fapt, sunt încărcate într-un dispensaționism eschatologic, în care Dumnezeu, negrii sunt poporul evreu în Egipt și Dumnezeu îi conduce prin pustie până la țărmul, la țărmul promis. Abba lansase pe vremea mea un hit, At the Rivers of Babylon, și era foarte, foarte cândat, dar nimeni nu îl înțelegea, pentru că ei de fapt identificau negrii în America sau în lumea de astăzi în general cu poporul evreu în Babilon, însă aspirația este spre întoarcerea acasă. Și aici, de fapt, vreau să spun că nu trebuie uitat că cei care au creat această narațiune au fost în ultima instanță calviniștii, puritani, anglosaxoni. Și dacă negri au copiat-o de la ei, și dacă liberali de astăzi au copiat-o și au venit cu o reacție multiculturalistă, de fapt, ideea este în aceeași termen. Ideea kantiană a unui spațiu public, dominat de rațiune. Ideea omului universal, care vine de la Pavel, împrățișată de iluminism, omul nu devine nici de rasă, nici de cultură. Ceea ce devenește omul, deosebit de animal, este rațiunea. Deci, lumea omului trebuie definită de rațiune, nu de tradiție, nu de religie.
Ideea lui Kant, omul matur, nu are nevoie de religie sau de poliție să-i spune ce să facă. El intră într-un contract social pe bază rațională. Asta este abandonată și de conservatori și de democrați și de liberali în Statele Unite și unii și alții fac tot posibilul ca să mențină această stare de confuzie și media este în slujba lor. Bun, hai să ridicăm întrebarea. Există diferență între rase? Există diferență între culturi? Simplu, a doua întrebare mai simplă. Există culturi inferioare și culturi superioare? Narațiunea este, sunt două narațiuni la fel de absurde. Una, că tradiția iudeo-creștină este superioară. Nu este superioară. Există aspecte în care confucianism, tradiția confucianistă sau tradiția budistă sunt mai bune decât tradiția iudeo-creștină. Și există aspecte în care tradiția iudeo-creștină e mai bună decât alte tradiții culturale religioase. Dar cu siguranță că islamul este o tradiție culturală religioasă cu foarte multe probleme, ca să zic așa. Nu se poate vorbi despre o egalitate a tradițiilor culturale religioase. Conservatorii vor ca tradiția iudeo-creștină să definească totul. Liberale vor multiculturalism și că toate culturile sunt egale. Și nu se va ajunge niciodată nicăieri în acest conflict, dar practic fiecare parte o condiționează pe cealaltă. Așa că liberalele au de câștigat din poziția conservatoare, că altfel retorica lor nu avea niciun sens. Dacă conservatorii ar încerca să impună cultura iudeo-creștină, ei n-ar putea vorbi de multiculturalism. Și conservatorii câștigă foarte mult de multiculturalism, care arată unde duce multiculturalismul și susțin ca reacție tradiția iudeo-creștină. Și unii și alții sunt reacționari, fiindcă sunt anti-iluminiști, sunt fasciști, sunt rasiști. Există diferență între rase? Hai să punem problema foarte, foarte logic. Rasele nu vin din Eden. Da? De unde vin rasele umane? Homo sapiens are o istorie de cel puțin 200.000 de ani. Rasele umane au fost descrise de zeci de mii de ani. Au trăit în condiții în care supraviețuirea a necesitat calități diferite. Lucrul acesta este foarte important. Charles Darwin, în Originea omului, o carte foarte bună, depășită, dar excelentă. Clasici totdeauna trebuie cunoscuți, fiindcă cultura clasică este cea care ne ajută să fim independenți de impresii și mode de moment. De aceea e bine să știm clasicii. Deci, Charles Darwin, Originea omului, este un clasic în antropogeneză, depășit la ora actuală, dar un clasic. Și are niște intuiții formidabile. Vreau să citesc două afirmații lui Charles Darwin. Prima, zice, îl citează pe Schopenhauer, care Schopenhauer spune că obiceiurile de curtire dintre societate, care sunt foarte mondene, sunt foarte importante, pentru că ele definesc care va fi generația următoare, în sensul că ele definesc cine se împerechează cu cine. Și ca tare, toate aceste obiceiuri cu baluri, cu dansuri, cu diferite protocoale de curtenie, că Rebecca își pune... Rahela, mă scuzați, își pune vălul pe față, că în Europa se facă baluri în care sunt promovate fetele de măritat și trebuie să fie o anumită conversație, să-și faci conversație sau să dansezi. Toate acestea sunt, spune Charles Darwin, sunt moduri de selecție sexuală, de a selecta genele. Fereși, Darwin a folosit cuvântul gene, dar asta este conceptul, până la urmă. De a selecta genele bune pentru societatea, că așa ceea să progreseze. Și Darwin face observație. Darwin a vizitat foarte multe culturi. Darwin a avut o experiență ca antropologist unică la timpul lui, datorită călătoriei care a făcut-o pe Beagle și spiritului de observație. Fantastic. Și Darwin observă că peste tot unde a fost în Mările Sudului, în toate insulele, a observat că aristocrația este mai inteligentă, mai sănătoasă și mai frumoasă. De asemenea, Darwin depășește experiența lui să bazeze pe cultură, pe istorie, că Darwin nu este Walter Veit, bineînțeles. Și Darwin ne arată că iranienii sunt frumoși, pentru că totdeauna aristocrația iraniană, aristocrația persană a fost foarte frumoasă, fiindcă au răpit femeile din Georgia, care au considerat cele mai frumoase, s-au căsătorit cu ele. De asemenea că în Atena, atenienii erau renumiți pentru frumusețea lor. Și de ce? Spune el, aristocrația, sau dacă vreți, o cetate puternică ca Atena, își permite luxul să aleagă femeia cea mai frumoasă. Pe când omul sărac ia și el ce mai rămâne. Mai ales unde este poligamie, cum e în țările islamice. Și, mă rog, nu vreau aici să fac niciun comentariu la felul cum arată ei.
dar mi-ar place să comentez oricum să îmbracă, măcar e clar că nu se pune preț pe frumos. Darwin arată că cultivarea frumosului în îmbrăcăminte, de fapt, este un mod de a sublinea frumusețea corpului. Frumusețea feței și a corpului arată ce fel de gene are persoana aceea, că genele lui sunt bune. Mai departe, sunt mai inteligenți. Este un alt caz pe care nu-l discută Darwin, dar a fost discutat foarte des. De ce sunt evreii au un IQ mai înalt decât alte etnii? De ce? Răspunsul este foarte simplu. Evreii, timp de aproape 2000 de ani, n-au avut proprietate. Singura meserie care a fost posibil, sau practic a fost negoțul, care cere foarte multă inteligență matematică, inteligență numerică. Dar mai este ceva. În general, oamenii, căsurile au aranjat la evrei, nu se orientau după frumusețe, ca la aristocrați. Se orientau după deșteptăciune. Oamenii bogați alegeau pentru fiii lor fete de rabin, fiindcă știu că rabinii sunt deștepți, rabinii se ocupau cu Tora acum. Sunt multe absurdități în teologia talmudică, dar un lucru este sigur. Evreii au dezvoltat un sistem de exegeză biblică, foarte, foarte, și de exegeză lingvistică, foarte dezvoltat, care stă la baza de științelor filologice de astăzi. Filologia de astăzi s-a dezvoltat via părinții bisericești și umanismul creștin din exegezele rabinilor. Așa că e vorba, trebuiau să aibă inteligență lingvistică dacă erau rabini, trebuiau să aibă inteligență numerică dacă erau negustori. Mă rog, și s-a făcut o selecție sexuală. Și această selecție sexuală a dus în timp ca evrei să aibă un coeficient de inteligență superior. Rase diferite au trăit în zone diferite, au dezvoltat mirosuri diferite, fiindcă au dezvoltat bacterii diferite pe piele și anticorpi diferiți pe piele, au dezvoltat germeni diferiți și rezistență la boli diferite, au devenit purtători de germeni care infectau altă rasă, dar la care erau imuni și așa mai departe. Lucrul acesta nu se putea face în 6.000 de ani, în niciun caz. Lucrul acesta a necesitat un timp foarte, foarte mult după toate legile geneticii. Și este foarte normal ca rase diferite să aibă predispoziții diferite, statistic vorbind, da? Dacă vreți un alt aspect mai recent, toate populațiile care au trecut prin revoluția agrară se adaptează mult mai ușor la civilizația urbană decât populațiile care n-au trecut prin revoluția agrară. Deci trec de la hunter-gatherer, trec la civilizația urbană. Și oamenii aceștia foarte ușor recurg la crimă și la violență ca un mod de a-și rezolva problemele. De fapt, ei își practică acele deprinderi necesare pentru supraviețuire. În zona în care au trăit zeci de mii de ani, în mediul urban. Acum vreau să duc o altă întrebare. Însemnează aceasta o predestinare? Nu. Așa cum am spus, rasismul semnează că rasa determină ce este individul. Orice individ se naște cu niște predispoziții rasiale. Și aceste predispoziții, care țin de fondul genetic, cum de exemplu noi românii avem două etnii cu care ne comparăm. Noi tot ne-am spus cap de neamți. I-am cunoscut pe neamți mai inteligenți, mai organizați, mai sistematici. Și tot am spus țigănie. I-am cunoscut pe țigan ceva mai haotic, mai dezordonat, mai puțin conformat la reguli sociale și așa mai departe. De fapt, este o observație. Observația care are la bază faptul că, într-adevăr, nemții și țiganii genetic sunt construiți diferit. Dar asta nu însemnează predestinația individului. Aici vreau să ajung. Omul nu este sclavul genelor sale. Îmi place foarte mult cel mai hulit savant de către creștini este Richard Dawkins, care în cartea lui The Selfish Gene spune: motivul pentru care explic influența genelor asupra comportamentului nu este ca să fim sclavii genelor, ci ca să știm de ce să ne apărăm. E bine, această perspectivă științifică lipsește. Ar fi corect să recunoști că genetic diferite populații au predispoziții diferite, dar în același timp să accepți că aceste predispoziții nu sunt destin, dar să ții cont de ele în orice strategie de dezvoltare. Nu mi se pare că aceasta ar fi o crimă împotriva umanității, dimpotrivă ar fi realism. În ultima instanță,
omenirea s-a globalizat, se fac căsătorii sexuale, oamenii vor avea un fond genetic comun în viitor și rasele se vor amesteca tot mai mult. Nu este nicio problemă cu aceasta și procesul poate să fie dirijat. Unde este vina creștinilor? În primul rând, faptul că se țin atât cu dinții de interpretarea literală a Genezei. Și asta e face ca să zică, în retorică, da. Dumnezeu e multicultural. Înger alb, înger negri, înger cu ochii șliți, înger metrosexual, toate genurile cu putință. Uitați-vă în pozele cu revenirea lui Iisus și vedeți toată grădina zoologică acolo. La înger mă refer. Uitați-vă la area cu pe nouă pământ. Negrișor, albișor, tigru, Iisus, ia leu în brațe și așa mai departe. Bun. Toate aceste prostii, toate acest trash, acest gunoi cu care intoxicăm noi pe copiii noștri, de fapt, în spatele lor ascund niște prejudecăți foarte adânci. Negru în sinea lui consideră că Dumnezeu a fost negru și că Adam a fost negru. Alb în sinea lui consideră că Adam a fost alb și că negri, într-un fel sau altul, și-o merită. De ce? Am discutat cu mulți creștini care nu se sfie să o spună, păi dacă au fost idolatri, dacă s-au depărtat de Noe și s-a dus, mai știu pe unde, prin Egipt și de acolo s-a dus în Sudul Africii și pe urmă nu știu cum a ajuns și prin Australia și peste tot și așa mai departe. Deci toate aceste narrative, combina cu escatologia. Dar pe urmă de ce avem nevoie de reforme sociale? Că Iisus vine curând. Hai să trimitem în Africa. Ce să facem în Africa? Să-i salvăm pe oameni, să ne la Iisus. Să se îmbrace ca europenii, să vă spun în încheiere un banc din Simpsons. Bart și cu Liza merg la vecinii lor, cei credincioși, evanghelici stricți. Dacă ați văzut serialul, Simpson are un, Homer Simpson are un vecin care este tipul de Southern Baptist, cu mustață, alb, mă rog, foarte, foarte credincios însă. Și foarte blând și inofensiv. Așa că Bar și Liza sunt cam plictisiți și întreabă pe copiii creștinului, voi n-aveți și voi un joc de computer să jucăm un videogame? N-aș vrea să jucăm un videogame aici. Și ba da, zice, avem Billy Graham, jocul Billy Graham. Hai să vedem cum este. Simplu, zice. Deci trece pe ecran un tip îmbrăcat în hindus. Apeși pe un buton și îl țintești, iei ținta. Așa îl iei în crucea, în linia de ochire. Însă, ce pleacă din armă nu este un glonț, ci o Biblie. Biblia se învârtește și, pac, lovește în cap pe hindus. Hindusul e amețit, cade jos și când se ridică e îmbrăcat la costum, tuns frumos, îmbrăcat european, arată european și cu o Biblie în mână. Și merge mai departe, ai câștigat. Trece un arab, prum, dai cu Biblia în cap, ai făcut un european din el, un anglosaxon. Trece un negru, brum, dai cu Biblia în cap, se face și la un anglosaxon. Mai trece unul, dai cu Biblia în cap, dar nu nimerești bine. Trece așa, mai doar l-atinge Biblia. Așa, nu e nicio problemă, l-ai făcut unitarian pe acesta, spun copiii. Foarte bun bancul. Foarte, foarte adevărat, în principiu. Însă și Evanghelia, evangelizarea de lucrare misionară, a fost îmbrăcată într-un concept de rasism ideo-creștin bazat pe Vechiul Testament și pe etica calvinistă și de cultură, de superioritate culturală, nu superioritatea culturii iluminismului. Dacă există o cultură superioară, aceasta este iluminismul. Rațiunea, știința, care trebuie prin educație duse tuturor, pe care și negru, și galbenul, și indianul o pot învăța, o pot înțelege, o pot adapta și poate că o pot aplica diferit de la unul la altul, poate ținând cont și de tradiții culturale și așa mai departe, iar religia trebuie așezată în spațiu privat, nu în spațiu public. E problemă de familie, problemă de grup, e un drept al omului să aibă o religie, dar nu are niciun drept să invadeze spațiul public cu religia lui. Așa că suntem într-o mare, mare problemă, iluminismul este respins, multiculturalismul domină, de cealaltă parte este un monoculturalism iudeo-creștin brutal, rasismul este real, există rasism negru și rasism alb și există rasism evreu și există rasism antisemit și așa mai departe, există rasism latin și există rasism
antilatin, mai puțin rasism latin, mai mult rasism antilatin, rasismul există. Însă, ca ideologie, își are o origine de care trebuie să ne fie rușine. Pentru că rasismul, în ultimă instanță, este bazat pe citirea literală a Genezei, ca și sexismul, ca și alte multe probleme. Societatea nu se va îndrepta, nu își va rezolva problemele, până ce nu se va face lumină. Mă întorc la cuvintele lui Victor Hugo, un mare entuziast al iluminismului, în romanul său Mizerabili. De ceea ce avem nevoie este mai multă educație, mai multă lumină în popor. Și sunt din toată inima de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vom revedea data viitoare. La revedere!